pe DN7, dragi prieteni, merg către Timișoara. Aici trebuia să fie autostradă, v-am mai spus, de 3 ani de zile. Acum am văzut că s-a lăudat ministrul transporturilor și Veorica, s-au lăudat că ar inaugura, nu știu cât, peste 2, peste 3 luni, încă o porțiune de nu știu câți kilometri. 5-10 kilometri din autostrada care ar trebui să existe aici. Așa se circulă în România în lui 2019. Asta deși plătim de 15 ani rovinet. Cineva a furat foarte mulți bani, foarte, foarte mulți bani a furat cineva din banii noștri, din banii destinați pentru drumuri, și nu știm unde sunt acei bani. Și nicio autoritate judiciară nu și-a pus problema unei investigații care să stabilească câți bani au plătit românii din rovinete și ce au făcut cu banii aceia cei care au încasat acei bani. Nimeni nu-și pune această problemă. De ce nu și-o pune, oameni buni? Pentru că acești bani, ca și alți bani dați pentru alte scopuri, au fost deturnați în acești ani de către ceea ce noi denumim hashtag ciuma roșie, mafia din politică. Au fost deturnați către alte scopuri. Sigur, s-au furat dintre ei, dar nu putea nimeni să fure atât de mulți bani, numai pentru el. E adevărat că mulți au făcut vile, mulți au făcut conturi îngrășate pe la Monaco, dar și foarte mulți bani au fost deturnați și trimiși către pensii speciale, către pomeni sociale, către ajutoare sociale, către zone pentru care ei n-au fost plătiți, că cel puțin taxa asta de drumuri e cu destinații speciale, n-ar trebui să fie folosită decât pentru drumuri și pentru nimic altceva. De aia se duce în bugetul de stat, se pierd bani acolo. Este una dintre metodele ticăloase cu care ciuma roșie administrează societatea, dând aceste șpăci, furând de la oamenii care sunt activi, care desfășoară activități. Vedeți cât de multe tiruri trec pe lângă noi. Fiecare tir a plătit anul ăsta 6200 de lei taxă de drum. Și banii ăștia nu se întorc niciun leu. Nu se întorc la firmele de transporturi care dețin aceste tiruri. Deci nu se întoarce un leu la ei. Din contră, ei, pe lângă faptul că plătesc taxele astea, pierd și foarte mult. Că vă dați seama, se uzează tirurile mai mult pe drumurile astea proaste, stau mai mult în trafic. Ai pierdere ca firmă de transport dacă activezi într-o țară lipsită de infrastructură, lipsită de autostrăzi. Ăsta e modul ticălos de a opera în societate. Ne confruntăm cu el. Mergem cu 25-30 de km la oră pe DN7. România e blocată, nu are cum să funcționeze economic, oameni buni, până când nu facem o curățenie generală. Dar o curățenie de aia care să presupună eradicarea, stârpirea ciumei roșii de peste tot, dragii mei. Am făcut acum două zile acel comentariu cu piramida puterii din România, îl găsiți pe YouTube. Seara, după ce ajung la destinație, am să-l linkuiesc în acest material, în care am vorbit despre cum poate fi eradicată mafia. O bătălie am început bine, am câștigat o bătălie foarte bună, noi toți, oamenii cinstiți. În 26 mai, când prezența a fost fără precedent la vot și ciuma roșie a fost adusă pe locul 2, poate chiar pe locul 3, pentru că n-au putut să voteze oamenii în diaspora. Dacă puteau să voteze toți oamenii în diaspora, cu siguranță USR-ul era mult mai sus, PSD-ul era mult mai jos. E un început foarte bun, dragii mei, de el trebuie să continue cu o prezență la fel de mare la vot la alegerile prezidențiale. Și acolo se poate vota de oriunde, oriunde. Adică există o singură circumscripție electorală, există niște candidați, eu pot să votez chiar dacă stau în Timișoara din București, cine stă la Londra poate să voteze la Londra, sau dacă e în vizită la Paris, poate să voteze la Paris, cum a fost la alegerile europarlamentare. Problema majoră, riscul mare la alegerile prezidențiale este că ca ei să nu organizeze sistemele de vot astfel încât oamenii să poată să voteze. Și vedeți că sunt foarte multe dezbateri în societate despre sistemele de vot. Unii propun vot prin corespondență, alții vot electronic, alții au propus mărirea timpului de vot pe diaspora să fie 2 zile, cum a fost la referendum. Asta mi se pare o propunere viabilă. De asemenea, o propunere viabilă este deschiderea de secții de vot, mai multe secții de vot, dar făcută cu bună credință.
Ieri în Parlament, la moțiunea de cenzură, doamna Vasilica Viorica Dăncilă, direct din cocul domniei sale, că a venit iară cu cocul ăla cu burete, direct din coc a spus o mare mârșevie, o mare ticăloșie, oameni buni. A spus că, domne, de ce acuzați guvernul PSD că a blocat votul? Că noi am deschis un număr dublu de secții de vot față de cât au fost la alegerile precedente. Alegerile parlamentare din 2016 organizate de guvernul Cioloș. Păi da, au fost mai multe secții de vot, dar ce au făcut ticăloșii? Și treaba asta am constatat eu personal în 4 secții de vot din Londra și am auzit-o spusă și din Germania, și din Spania, și din Italia, și din Franța, și din Suedia, de către cei din diaspora. Și anume, ce au făcut? În cele mai multe secții de vot din diaspora, ce s-a întâmplat? Erau 7 ștampile la început și 4 au dispărut după o oră, 2 și au rămas numai 3. Dar e foarte ciudat cum de fix 7 ștampile au fost peste tot și fix 4 au dispărut. Deci este clar că aici a fost ceva organizat, oameni buni. Păi nu se poate să dispară din toate secțiile de vot din diaspora așa brusc 4 ștampile, să rămână numai 3. Ei ce au făcut? Au zis, domnule, deschidem număr dublu de secții de vot, dar sabotăm cum putem noi votul. Și atunci, uite, să nu fie destule ștampile. Doamna Dăncilă nu ne-a zis câte ștampile au fost în 2016 și câte au fost acum. Deci ei au făcut treaba asta, deci au sabotat. Este foarte probabil că vor sabota și următoarele alegeri, întrucât guvernul Dăncilă nu a picat. Nu văd ce se mai poate întâmpla până la alegerile prezidențiale, deci probabil ei vor organiza aceste alegeri și le vor sabota cu siguranță, pentru că ei cu asta se ocupă. Nu-și vor schimba comportamentul, sunt aceiași oameni. Sub conducerea aceluiași pușcăriaș care le dă aceleași ordine de la Rahova. Nu văd de ce s-ar schimba comportamentul lor. Dar sigur se poate face presiune, asta este o soluție. Pentru că vedeți, pentru votul online, votul electronic, votul prin corespondență, sunt foarte multe dezbateri, se întind discuțiile, dacă se poate, dacă nu se poate, dacă e sigur, dacă nu e sigur, e o poveste întreagă. Și ca atare, sigur, dacă o să facă, va fi foarte bine, avem rezolvată problema, dar plecăm din start de la ideea că nu o să o facă. Și atunci există 3 lucruri, 2 să încercăm să le determinăm noi, în special cei din diaspora, prin presiune publică asupra ambasadelor și Ministerului de Externe să deschidă mai multe secții de vot și în cadrul secțiilor existente să fie mai multe cabine de vot și mai multe ștampile, că asta pot să facă. Asta se poate face. Deci asta este ceva ce nu trebuie supus dezbaterii, nu trebuie discutat dacă e bine, dacă se... În cadrul acelui sistem să fie mai multe ștampile, de exemplu. Că dacă erau în fiecare secție de vot 10 urne, 10... cabine de vot și 10 ștampile și nu erau 3, nu? Sau dacă erau 30, se vota de 10 ori mai repede. Nu au venit ei cu minciuna asta că, domne, vezi, doamne, din cauza lui Iohannis că a pus și 2 buletine de vot la referendum, gata, de aia s-a dat votul peste cap. Nu, s-a dat pentru că l-au sabotat ei. Și eu mă tot gândesc ca și soluție, pentru că eu analizez problemele pe care le avem majore legate de corupție, legate de politică, legate de cum e administrată țara. Pentru că problema țării noastre nu este că ar fi o țară săracă. Nu, suntem o țară foarte bogată. Avem resurse uriașe. Avem foarte mulți bani. Se plătesc enorm de multe taxe și impozite. Avem 5 milioane de români în străinătate care trimit 5 miliarde de euro anual în țară. Se pompează o grămadă de bani în țara asta, oameni buni. Nu există niciun alt motiv decât corupția cronicizată, adâncă, profundă în toate instituțiile statului și mafia. Ăsta e singurul motiv pentru care țara nu este la un standard cât de cât civilizat. Și atunci noi trebuie să scăpăm de asta. Ce putem să facem noi ca cetățeni? Este să mergem la vot și să dăm cu ei de pământ. Acum mafia e reprezentată de PSD, ALDE, Pro-România, UDMR și alte mizerii mai mici, cum e Partidul România Unită a lui Sebastian Ghiță. Mizeria principală, sediu materie, în PSD. Trebuie să dăm cu ei de pământ, să-i punem pe alții. Cei care vin din partidele hashtag fără penali, dacă nu vor face treabă, vom da și cu ei de pământ. Asta este singura soluție în democrație, oameni buni. Nu avem altă soluție. Și atunci, trebuie să... Și eu mă tot gândesc la lucrurile pe care le spun și în comentariile pe care le fac, să
ajut oamenii, pe cei care mă urmăresc, să identificăm împreună soluțiile cele mai practice. Atenție, cele mai practice, nu cele mai bune la nivel ideal. Sigur, ar fi ideal ca statul să facă o aplicație, să o ai în telefonul mobil și cu acea aplicație să votezi. Asta ar fi ideal. Asta ar fi perfect. Dar ei nu vor face treaba asta, știți? Ei nu vor face această treabă. Și atunci noi trebuie să ne gândim ce este practic, ce putem să facem noi. Și o soluție practică, dragii mei, este să punem presiune pe ei să deschidă și mai multe secții de vot și să pună mai multe urne, ștampile, cabine de vot în secțiile existente. Eu am fost la 4 secții din Londra, ați văzut, am filmat totul ce cozi erau. Acolo, dacă era un număr triplu de cabine de vot și de ștampile, se mergea de 3 ori mai repede și se stătea mai puțin la coadă și votau de 3 ori mai mulți oameni. Deci în loc să voteze 370.000 de oameni cât s-au votat în diaspora, votau de 3 ori mai mulți oameni, votau 1.000.000 de oameni, era automat ceva, o diferență foarte mare. Cu siguranță PSD-ul ar fi trecut pe locul 3. Pot să pună și mai multe cabine și mai multe urne și atunci votează și mai multă lume. Dar la prezidențiale, sigur, asta este soluția. Dar vedeți că vin alegerile locale, oameni buni. Și vă spun ceva. Diaspora, în momentul de față, are un cuvânt greu de spus și poate să-și exercite influența în prezidențiale, votând din diaspora, în europarlamentare, unde votul nu este pe circumscripție electorală. Problema este că mafia nu poate fi stârpită, oameni buni, dacă nu îi scoatem cu rădăcini cu tot din administrația locală. Asta este o mare problemă, să știți, dragii mei. Pentru că, așa cum am explicat și în textul despre piramida puterii, și eu nu o să apuc să linkuiesc așa repede că sunt pe drum, dar puteți să vă uitați pe canalul meu de YouTube, că imediat îl găsiți în listă, cum funcționează piramida puterii în România. Și acolo am desenat exact cam 60-70% din rezultatul alegerilor parlamentare, alegeri care determină guvernarea și majoritatea, și ați văzut cât de puternică e majoritatea. Uitați-vă, Dăncilă n-a picat și Dragnea din pușcărie controlează tot în continuare. Că așa s-a votat la parlamentare. Dar 60-70% se decide la alegerile locale, dragii mei. La alegerile locale. Care teoretic vor fi în iunie anul viitor. Este foarte important, după părerea mea, ca cei din diaspora, cei care sunteți hotărâți să schimbați lucrurile, să vă planificați o deplasare în țară în iunie anul viitor, când vor fi alegerile locale. E foarte important. Ca să mergeți să votați voi acolo unde aveți cărți de identitate fiecare și să luați pe cât mai mulți dintre prietenii voștri, cei din familie, să voteze cu voi împotriva reprezentantului ciumei roșii din comunitatea respectivă. Că e PSD, că e ALDE, că e Pro-România, că e UDMR, că e PR-ul lui Ghiță. Fiecare om care vine din diaspora poate să ducă 2-3 persoane rudele lui să-i convingă să meargă la vot și putem să-i dezrădăcinăm din comunitățile lor locale, oameni buni. Este foarte important ca să aibă un cuvânt de spus greu de tot în alegerile locale cât mai mulți dintre românii care sunt în număr de 5 milioane în afara țării. Și acum vreau să răspund la niște comentarii pe care le-am primit în legătură cu această idee și pe care poate dumneavoastră le-ați văzut la nivel tehnic și de principiu, ca să știți și dumneavoastră mai departe dacă vă hotărâți să promovați această idee pe Facebook, pe rețele sociale, că acolo ne organizăm, dacă vă hotărâți să vorbiți despre asta și să spuneți, domne, sunt din Anglia și voi merge acasă la alegerile locale. E foarte important să vorbiți săptămânal despre asta pe rețele sociale, să vadă cât mai multă lume, să vă spun câteva argumente. Primul comentariu pe care l-am primit a fost că, domne, e imposibil, cum să vină milioane de oameni în țară? Nu se poate așa ceva, nu există. Păi eu vă spun că de Crăciun, de Paște și în concediu chiar vin milioane de oameni în țară. Deci tehnic, dacă se poate de Crăciun să vină milioane de oameni în țară și foarte multe sate sunt pline, în Moldova vin italienii, nu? Vin spanioli, așa se zice, nu?
Și știți cu toții, cei care sunteți în țară, cum se umple localitatea, vin toți. Dacă se poate de Crăciun, nu știu cum vin oamenii aia. Unii vin cu avioanele, alții cu mașinile, alții cu trenul. Dom'le, dar vin. Vin de Paște și de Crăciun, satele se animă și vin românii de afară. Cu familiile lor, cu copiii, cu lumea, se strânge. Deci dacă se poate în decembrie de Crăciun, eu zic că se poate și când sunt alegerile locale. Este foarte important, dragii mei, foarte important. Trebuie să verificați cartea de identitate, să aveți domiciliu acolo, trecut în cartea de identitate și apoi să veniți să votați cu o zi, două, trei înainte, vedeți unde este, unde sunteți arondați, pe ce stradă și să mergeți să votați. Cei care nu pot să vină, pot și ei să contribuie, exact cum ați făcut la alegerile prezidențiale din 2014 și acum la europarlamentare și a contat enorm. Enorm a contat. Dacă vă uitați pe harta de la vot, o să vedeți că în foarte multe localități din Moldova, și eu am spus asta în comentariile mele, cu siguranță cei care mă urmăriți mai des, chiar vă rog să comentați pe tema asta, pentru că știu că am punctat de câteva ori că PSD-ul va pierde Moldova. De ce? Pentru că în foarte multe locuri din diaspora unde eu am fost, m-am întâlnit cu oameni, Anglia, Spania, Italia, sunt pline de români plecați din Moldova care urăsc PSD-ul. Și, deși ei au fost în aceste țări la vot, în localitățile lor s-a votat foarte mult, de exemplu, pentru USR. Chiar în localități unde USR-ul n-avea nici măcar filială. Singura explicație logică, și eu o știu pe asta, că am vorbit cu oamenii, că mi-au scris oamenii și pe Messenger și vorbesc cu ei la întâlnirile din diaspora, oamenii mi-au zis, domne, am dat telefoane acasă, toată familia am sunat-o și i-am trimis să voteze. E, a funcționat, dragii mei, cei care ați făcut asta. Trebuie să o faceți de 10 ori mai puternic la alegerile locale. Este foarte important acest lucru. Și vorbesc despre asta cu un an de zile înainte, pentru că noi trebuie să pregătim timp de un an de zile temeinic această bătălie care se numește alegerile locale. Este cea mai importantă bătălie pentru stârpirea mafiei. Pentru că dacă reușim figura, unu, să vină, ele sunt combinate, oameni buni, una nu exclude pe alta. Să vină, dar vedeți că la alegerile locale se votează acasă. Deci dacă tu, eu sunt din Timișoara, eu voi vota, am Timișoara în buletin pentru primarul municipiului Timișoara și majoritatea din Consiliul Local. Deci voi veni la Timișoara, trebuie să vii, nu poți să te bazezi că se fac nu știu unde secții de vot. Și atunci, ele sunt combinate. Unu, venitul acasă, foarte important. De ce? Odată pentru că e votul tău, ți-l exprim. A doua oară pentru că atunci când tu ești prezent fizic, poți să convingi mult mai mulți prieteni, pentru că vorbești fizic cu ei, nu vorbești la telefon sau pe Facebook, să vină cu tine la vot. Foarte important. Dacă nu poți să vii, să suni pe cât mai multă lume, de acum să începi să vorbești cu ei, măcar o dată pe săptămână, și să-i bați la cap să meargă la vot. Împotriva partidelor mafiei, să-i scoatem de acolo, oameni buni. Noi până nu scoatem buruiana asta de acolo, n-avem cum să se întâmple nimic la nivel parlamentar și central. Și atunci este foarte important să vorbiți cu prietenii voștri, să vină să voteze la alegerile locale. Acolo se decid, dragii mei, primarii, majoritățile în consilii locale, da, la primării, majoritățile în consilii județene și președinții de consilii județene. Să știți că dacă la alegerile locale nu va fi mobilizare masivă la vot anti-PSD în principal, anti-ALDE, anti-UDMR în județele unde ei controlează, să știți că România nu se va trata în acest ciclu electoral de ciumă roșie. Chiar dacă rămâne Iohannis președinte sau pleacă Iohannis pe o funcție mai importantă la Bruxelles și vine Dan Barna președinte, dacă la alegerile locale nu se înregistrează un dezastru, deci ăla este locul unde putem da lovitura mortală mafiei. Pentru asta, dragii mei, este nevoie de, și acum trec în partea opusă, că noi știm ce avem de făcut, am spus practic și punctual ce avem de făcut, da? Se poate să vină oamenii, la fel cum vin de Crăciun, câți pot să vină, una nu exclude pe alta. Dar dacă puteți și aveți ocazia și reușiți să vă faceți
în iunie, urmăriți când se anunță, că poate schimbă data alegerilor, faceți-o. Puneți-vă în cap să faceți treaba asta. Dacă nu puteți, dați telefoane acasă. Deci se poate să vină oamenii. Cum vin de Crăciun, pot să vină acum. Dacă nu pot să vină, există alte căi prin care pot determina rezultatul votului. Eu sunt ferm convins că toate rezultatele alea bune din mediul rural, în special din zona Moldovei pentru USR, așa au fost determinate. De oameni care au sunat din Anglia, din Spania, din Italia, care au vorbit cu mama, cu tata, cu bunica, cu verișorul, cu mătușa și i-au rugat să meargă la vot. Și vă rog pe toți cei care ați făcut treaba asta să puneți la comentarii, ca să vadă lumea că exista și că metoda funcționează. Păi trebuie să o aplicăm din nou, dragii mei. Dar foarte important este, din această perspectivă, pentru că pe plan local se pot scoate și mai mulți oameni la vot, pentru că miza, dragii mei, miza, sau dacă vreți, hai să nu o luăm din perspectiva partidului opoziției, să o luăm din perspectiva țării noastre, că vrem binele țării, dar pentru asta ne luptăm. României nu are cum să fie bine până când mizeria de PSD nu este desființată. Până nu desființăm Partidul Comunist, n-avem cum să ne facem bine, oameni buni. N-avem cum. Tot răul în care suntem de 30 de ani și am fost înainte 45 de ani, are originea în instalarea mizeriei comuniste cu forța, cu tancurile sovietice în România. Și în faptul că noi nu am ucis acest monstru. Și miza nu este, oameni buni, hai să câștigăm noi alegerile, hai să fim noi pe locul 1 și să fim înaintea PSD-ului. Și nu, miza este distrugerea comunismului, distrugerea ciumei roșii, a PSD-ului și a sateliților lui. Și pentru asta trebuie să fie o mobilizare fără precedent la vot la alegerile locale. E o bătălie cheie asta, dragii mei. Acum eu v-am spus ce putem să facem fiecare ca să ne mobilizăm. Ce ar trebui să facă liderii politici este să pice la un acord și să facă negocieri peste tot, clare. Băi, la Timișoara ne înțelegem. Uite, liberalii au acum primăria Timișoara. Ok, la următoarele alegeri și liberalii, și USR-ul, și PMP-ul susțin un singur candidat la primărie. În schimb, viceprimarii vor fi unul de la un partid, unul de la un partid. Majoritățile vor fi construite în felul următor. Adică trebuie să existe o formulă din asta care să atragă la vot cât mai mulți oameni și care să fie clar anti-mafia, anti-PSD. Dar vedeți că pentru asta Partidul Național Liberal trebuie să facă lucrul ăsta și fiecare zi cu care întârzie este o greșeală. Să rupă toate alianțele locale cu PSD-ul. PMP-ul trebuie să facă acest lucru, să rupă toate alianțele locale cu PSD-ul. Este foarte important. Și să nu se mai certe între ei. Aici e vorba despre o negociere pentru viitorul României, nu pentru interesul de partid, care cuprinde tot acest război. Deci aici e un război, oameni buni. Și forțele binelui trebuie să fie clar unite de partea binelui. Și să fie clar, clar care este rău și cu ce rău se luptă ele. Și vine întrebarea, că am văzut că mulți discutați, că sunt multe lucruri care vă alarmează pe bună dreptate și pe mine mă alarmează, nici mie nu-mi plac și le critic, dar nu văd lucrurile catastrofale, adică, domne, gata, am votat degeaba, uite ce fac ăștia. Nu, ei nu știu să gestioneze bine succesul, nu știu, dar noi îi ajutăm. Ați văzut, câștigă alegerile europarlamentare și primul lucru dau fuga la Antena 3, la televiziunea mafiei. O greșeală. Dar noi îi ajutăm. Și ce putem să facem noi, dragii mei, toți cei care considerați că ceea ce vă spun eu este corect și este calea de urmat pentru binele României și știu că mă urmăriți oameni care sunteți și membri și simpatizanți USR și membri și simpatizanți PNL și membri și simpatizanți PMP, știu că vorbesc cu voi pe Facebook, pe YouTube, vă văd. Ce puteți să faceți, oameni buni? Nu să vă distanțați de ideea de a merge la vot și să vă pierdeți încrederea în politicienii care ați avut încredere și pe care ați votat, ci să vă apropiați și mai mult de ei și să îi corectați. Să le trimiteți mesaje. Să-i bombardați, că trăim în secolul comunicării, dragii mei.
Eu vă garantez, am văzut ce e pe pagina lui Rareș Bogdan, pentru că s-a dus la Antena 3. Vă garantez că a doua oară nu mai calcă acolo, nu mai se duce la ei, o să vedeți. De ce? Pentru că oamenii, susținătorii, au dat feedback. Deci, opinia mea este că ar trebui să facem o mare campanie de comunicare, toți oamenii cinstiți, toți cei care vedem în unirea opoziției calea către eradicarea mafiei și toți cei care ne dorim eradicarea mafiei, stârpirea ei, să începem să facem o campanie uriașă de comunicare către liderii partidelor în care avem încredere, fie că mergem la întâlnirile cu ei fizic și le spunem, fie că le dăm e-mail-uri, fie că ne scriem pe Facebook și să le cerem imperativ să înțeleagă că oamenii cinstiți au săturat de jumătăți de măsură, că oamenii cinstiți nu-i votează pentru ca ei să aibă cu 10% în plus față de cât au avut la ultimile alegeri. Nu, oamenii votează ca să stârpim mafia. Să înțeleagă că este un război al cărui scop nu trebuie să fie să luăm puțin din teritoriul inamicului, ci trebuie să fie să stârpim inamicul, să dispară de pe fața pământului. Și asta nu se poate obține fără unirea forțelor curate, forțelor non-mafia. Și atunci trebuie să fie presiune, oameni buni, de jos în sus pe ei, ca să facă această unire. În opinia mea, ar trebui să existe un acord general care să cuprindă un candidat la prezidențiale, să spună clar, domne, dacă una dintre forțele de opoziție puternice, nu PNL și USR Plus, sunt forțele de opoziție puternice, domne, dacă PNL dă președintele, atunci USR primește primul ministru. Clar. Sau dacă e invers, pleacă Iohannis la Bruxelles, atunci liberalii să susțină candidatul USR și, în schimb, să primească prim-ministru, să se discute clar măsurile pe care urmează să fie luate, să fie aduse clar în fața publicului, oameni. Noi n-avem cum, să știți, și să se discute, bineînțeles, înțelegerile de la alegerile locale. Astea sunt foarte importante. Pentru că treaba este așa. Dacă la alegerile locale PSD-ul nu suferă o înfrângere fără precedent, PSD-ul rămâne conectat la resurse care îl vor ajuta să ocupe atât de multe locuri în Parlament încât să blocheze orice fel de schimbare serioasă în bine a României și să-și protejeze interesele. Pentru că o simplă majoritate, 50% plus 1, nu este suficientă. V-am explicat, ai nevoie de 67%, 67% în sus, 70%, ca să poți să schimbi Constituția, de exemplu. Și sunt niște modificări necesare în Constituție, privind Curtea Constituțională, privind dizolvarea Parlamentului. Și o modificare necesară pentru dizolvarea Parlamentului este ca orice referendum validat de către Curtea Constituțională, pentru orice referendum validat de Curtea Constituțională de modificarea unei legi sau de modificarea Constituției, Parlamentul să fie obligat în 60 sau 90 de zile să adopte legea. Dacă nu adoptă legea, Parlamentul să fie desființat. Adică, bă, a votat poporul să fie 300 de parlamentari? A votat. A validat Curtea Constituțională? A validat. În 60 de zile sau 90 de zile, dacă nu s-a dat legea și nu s-a redus la 300 de parlamentari, se dizolvă Parlamentul, se fac alegeri anticipate. Scurt, by default. E foarte importantă ideea asta și vreau să vă gândiți la ea și dacă aveți contraargumente să mi le prezentați, ca să discutăm mai departe despre ea, pentru că vom dezbate mult despre ea în perioada următoare și dacă sunteți de acord cu ea, să o distribuiți mai departe. Deci alegerile locale sunt cheia, pentru că pe alegerile locale tu construiești bătălia finală de la parlamentare, când ai nevoie să spulberi PSD-ul. Situația ideală pentru România este să dispară electoral PSD-ul, să nu mai intre în Parlament. Din păcate mi-este teamă că e imposibil acest lucru, pentru că încă sunt 2 milioane de oameni care nu discutăm din ce motive votează cu ei și care nu se vor trezi niciodată. Deci oamenii aia sunt virusați complet, sunt zombificați. Cine își imaginează că poate să-i trezească, se înșală amarnic. Nu îi va trezi niciodată pe acei oameni. Și sunt oameni, cei mai mulți dintre ei, cu rădăcini adânc înfipte în comunism, în îndoctrinarea comunistă. Și probabil că nu avem cum.
E imposibil, eu plec de la ideea că e imposibil să le schimbe acestor oameni mentalitatea, pe care de consecință 2 milioane de voturi e greu să-i faci să nu intre în Parlament. Dar poți să-i faci să fie atât de mici încât să nu mai conteze, să nu mai poată să tragă frâna de mână, să nu mai poată să tragă de volan în timpul mersului la nimic. Dar se poate face asta, se poate face, lejer. Dar asta înseamnă să-i slăbești la temelie, la bază, la alegerile locale. Și diaspora joacă un rol foarte important. M-am uitat cu atenție pe harta privind votul, mai ales în Moldova, de la alegerile europarlamentare, unde am conștientizat că pur și simplu nu poate fi altă explicație logică, în afara faptului că sunt localități unde foarte mulți dintre cei din diaspora, chiar dacă n-au fost să voteze acolo, au determinat rudele, prietenii, vecinii să voteze anti-mafie. Și modelul ăsta, dacă putem să îl facem să se repete la alegerile locale și să fie dublat de o prezență cât mai mare fizică a celor din diaspora acasă, putem da o lovitură care să paralizeze PSD-ul, astfel încât la alegerile parlamentare să primească lovitura finală, oameni. Ei, dacă intră sub 15% în Parlament și nu mai au ce să mai conteze, deci dacă ei nu mai contează pur și simplu, ei se vor desfința, pentru că nemai contând, ei nu mai au posibilitatea să aibă acces la bani publici, la funcții, la poziții, și ei fiind acolo un grup infracțional organizat numai pe criterii de tipul ăsta, vor dispărea ca mafie. Și răspund acum pe final și unei întrebări pe care mi-a pus-o cineva. Cineva m-a întrebat pe YouTube, cred, sau pe Facebook, nu mai știu, pentru că sunt sute de comentarii, citesc sute, poate mii de comentarii pe zi pe mai multe rețele sociale și rețin foarte bine întrebările importante, dar uit detaliile, unde am văzut, la ce material. Dar cineva mi-a zis: domnul Mălin, dar dumneavoastră duceți o cruciadă împotriva PSD-ului, dar cum vreți dumneavoastră să funcționeze o țară fără stânga? Că nicio societate civilizată din lume nu funcționează fără stânga. Și uitați-vă că țările din Nord, țările scandinave, sunt cam de stânga ele și nivelul de trai e ridicat. Ce aveți dumneavoastră cu stânga? Dragii mei, eu n-am nimic cu stânga. Și eu n-am absolut nimic cu stânga. Problema e că PSD-ul nu e de stânga. PSD-ul se pretinde de stânga, dar este un grup infracțional organizat, oameni buni. Eu conduc un Sandero acum, da? E ca și cum eu m-aș da jos din Sandero și aș pune pe el, aș da jos emblemele de Dacia și de Sandero, da? Și aș pune pe el embleme de Lexus și aș scrie pe el Lexus nu știu ce și tralala. Adică, sigur, pentru cine nu se pricepe la mașini deloc, o să zică: uite, un Lexus. Dar toți cei care cât de cât se pricep la mașini și toată lumea știe cum arată un Sandero, toți o să spună, o să râdă de mine: bă, prietene, păi dar tu stai un pic, tu nu... Deci, ei nu conduc Dragnea, Dăncilă, ei nu sunt de stânga, oameni buni. Ăștia sunt niște mafioți. Deci este un grup infracțional organizat. Eu am ceva împotriva mafiei. Sigur că dacă apare ceva de stânga cu oameni cinstiți, cu oameni care vor interesul țării, din partea mea foarte bine, e bine pentru țară. Eu nu mă lupt aici pentru desfințarea stângii, să nu existe stânga, că trebuie să existe un balans, un balans și un echilibru în societate. Dar sigur, dacă, ca să lămurești și treaba asta, eu sunt mai acum și până acum eu sunt mai adept al ideilor de dreapta, da? Adică eu cred că statul trebuie să implice cât mai puțin în economie, cât mai puțin. Cred că trebuie să plătim toți un singur impozit. Foarte bine dacă Soros, că tot vorbește lumea de Soros, face 5.000 de miliarde pe an, foarte bine, 10% din 5.000 de miliarde este mult mai mult decât 10% din 1.000 de lei. Cât câștigă unul care nu are chef să muncească mult și muncește cu jumătate de normă undeva și... Nu? E mult mai mult. Adică asta mi se pare o chestiune: lasă oamenii să câștige bani, lasă-i să se îmbogățească. Și le iei 10% din venituri. Care e problema dacă cineva se îmbogățește foarte mult? În țările cu foarte mulți bogați, nu? Statele Unite, Marea Britanie, și clasa medie e foarte ridicată. Sunt foarte multe lucruri, oamenii ăștia nu gândesc cum trebuie, nu? Pune taxă pe viciu, pe alte lucruri. Dar nu pune, asta e practic, când cineva supraimpozitează excesiv pe unul care
știe să facă afaceri și să producă venituri în societate, practic tu îl pedepsești pe ăla pentru că e deștept și știe cum să aducă venituri și cum să crească economia, că afacerea lui este o parte din economia țării tale, nu? Dacă el are o firmă de ce care ăștia, substanțe speciale, nu? Și el e deștept și știe cum să devină milionar din afacerea asta. Păi afacerea asta înseamnă locuri de muncă. Afacerea asta înseamnă impozite pe care le plătește el la stat. Alte impozite, nu? E parte din economie. Dacă el e deștept și știe cum să-mi crească economia, eu de ce să-l supraimpozitez? Știu că unii o să zică, vai de mine, cum, toată lumea aceeași? Da, punem o cotă unică, 10% impozit, de exemplu. Sau 15%. Și știm clar. Eu mă gândesc numai, de exemplu, la mine, ca persoană fizică. Cât a trebuit să-mi bat capul, oameni buni, și să mă... Și este un stres, acum mă ia cu durere la stomac când mă gândesc, ca să completez nenorocitele alea de fișe fiscale, unde sunt 70.000 fiecare activitate impozitată altfel. Este o nebunie. Cum să funcționeze așa ceva? Totul trebuie să fie simplu și clar. Vă dați seama, dacă ar fi o cotă unică cât de simplu ar fi, eu nici n-ar mai trebui să mai merg la ANAF. Pur și simplu banca știe exact câți bani mi-au intrat și automat din ce mi-intră 10% pune deoparte, se duc la stat, la revedere. Ideea care este? Să fie simplu, simplu și să fie uniform. Păi de ce să ne batem capul? De ce să existe 7.000 de grile, de calcul? A, ca să fie mulți funcționari. Cu cât e mai complicat, cu cât sunt mai multe feluri de impozite, cu cât sunt mai diferențiate, cu cât sunt mai amestecate, cu cât faci impozit pentru apicultori, cu cotă nu știu de care pentru apicultorul cu albină carpatină și cotă nu știu de care pentru apicultorul cu albină africană și impozitul la mierea de salcâm cu 5% mai mic decât impozitul la mierea de tei și bondarul impozităm cu 3,2. Cu cât complici lucrurile astea, cu atât tu obligi statul să creeze și mai mulți funcționari. Deci practic tu îți faci singur de lucru. De statul cumva complicând lucrurile astea îți faci singur de lucru, oameni buni. În fine, astea sunt alte teme. Momentan noi nu suntem acolo. Momentan nu suntem la situația în care să avem statul controlat de primari, președinți de consilii județene, șefi de instituții, miniștri, prim-miniștri, parlamentari cinstiți și onești, care nu sunt acolo ca să fure, ci să facă ceva bine pentru țară și dezbatem care e calea cea mai bună. Mai avem până acolo acest pas, oameni buni. Să stârpim mafia. Că momentan PSD-ul nu e un partid de stânga, PSD-ul sunt o gloată, o șleachtă, o gașcă de mafioți interlopi care vor să fure, care au furat 30 de ani și vor două lucruri. Unu, să fure în continuare. Doi, să nu fie trași la răspundere pentru ce au furat, ca nu cumva să li se confiște averea, să fie băgați la pușcărie. Despre asta e vorba. Și asta nu are legătură cu stânga sau cu dreapta. Și asta trebuie desființată. Și ea poate fi desființată, dragii mei, numai dacă la alegerile locale facem această mobilizare masivă. De aceea vă rog mult să vă gândiți la asta. Și dacă deja sunteți convinși că asta este soluția, cele două componente importante, deplasarea fizică în țară și convingerea rudelor, prietenilor de acasă să voteze dacă tu nu poți să vii, dacă sunteți convinși că asta e soluția, să începem să vorbim de astăzi despre ea, pentru că avem un an de zile de pregătit această prezență masivă la vot. În paralel, dați mesaje puternice către liderii partidelor în care aveți încredere și cereți-le imperativ să termine cu prostiile, să arunce afară din partide cârtițele care îmbină la dezbinare între partidele opoziției. Și ați văzut că după victoria din 26 mai a explodat acest fenomen. Atât în PNL cât și în USR sunt așa zici lideri de opinie, dar oameni care de fapt toată ziua incită un partid împotriva altuia. Toată ziua nu se ocupă decât cu asta, să incite un partid împotriva altuia. Și vă spun, oameni buni, că asta este o activitate a mafiei. Că unii o fac conștient și alții au picat în mirajul discuțiilor și o fac inconștient, această activitate favorizează un singur grup, și anume mafia egal PSD. Incitarea la dezbinare între principalele forțe din opoziție este exact ceea ce vrea mafia. Și trebuie aceste semnale, pe de-o parte dumneavoastră, să conștientizați aceste lucruri, să nu picați în capcanele celor care fac treaba asta, și pe de altă parte să dați semnale către liderii partidelor pe care le susțineți să treacă la acest next level, la o discuție foarte serioasă,
cu reprezentanții principalului partid din opoziție, cel din fața lui, nu? PNL cu USR, USR cu PNL, și să pice la un comun acord astfel încât să vină în fața țării oameni buni. Pentru că, vedeți, în ecuația asta suntem cu toții 18,5 milioane de oameni cu drept de vot. Dar undeva mai jos, într-o parte suntem toți 12,5. E nucleul dur al celor care votează direct. Și acum i-am văzut 2,4 milioane cu PNL-ul, 2 milioane cu USR-ul, da? Deci 6,4 milioane. E, între 6,4 milioane și 18,5 milioane este o mare masă de oameni, dragii mei. Sunt 10 milioane de oameni. 10 milioane de oameni pe care noi trebuie să-i convingem să vină la vot împotriva mafiei. Păi noi n-avem cum să-i convingem dacă unul trage hăi și unul trage cea. N-avem cum. Nu vom reuși. Nici noi, nici partidele în care noi avem încredere. N-avem cum să-i convingem, înțelegeți? Este foarte important să-i convingem pe acești oameni. Începutul e bun. PNL-ul 2,4 milioane de voturi, USR-ul 2 milioane, deci sunt 4,4 milioane de oameni care pot să vorbească și să convingă fiecare. Dacă convinge doi nehotărâți să vină la vot, ia că tăc avem răspunsul la problema noastră. Dacă să-i convingi pe ea, trebuie ca tu în spate să ai un proiect frumos. Păi tu când te duci să discuți cu prietenul tău despre care știi că e nehotărât la vot și tu ți-ai propus, băi, uite, eu sunt unul dintre cei care m-am decis, înțeleg treaba asta, vreau să conving doi oameni până la următoarele alegeri să vină la vot. Și te duci la ei și ei îți spun, păi cu cine vrei, mă, să votezi? Păi ăla a fost la Antena 3, mă, ce să votezi? Nu vezi că sunt aceeași mizerie? Ăla se ceartă cu ăla, păi de ce să votezi cu ei? Păi dacă ei se ceartă acum în opoziție, păi ei când o să fie la putere, se duce țara de râpă. Sunt lucruri foarte importante pe care cu siguranță le înțelegeți cei care mă urmăriți. Din păcate nu mă urmăresc toți cei care sunt de partea bună a lucrurilor și votează cum trebuie. Nu mă urmăresc chiar 4,4 milioane de oameni, dar ideile astea pot fi împinse către ei și de la ei pot fi împinse mai departe către marea masă a alegătorilor. Dacă înainte sunt împinse către liderii politici, sunt convinși să pună umărul la această soluție, soluția finală împotriva PSD-ului, pentru că PSD-ul, oameni buni, niciodată nu se va reforma. Cine își imaginează așa ceva este naiv. PSD-ul niciodată nu va fi altceva decât un grup mafiot, un element toxic pentru țară, pentru democrație. PSD-ul este un deșeu, un rezidu toxic rămas ca la Cernobâl,